presa pe un pân la or. Tu și domnii aici, în noaptea în zi o-n torpedă. Tu și domnii aici, știi că invitatul lor e mâine-n gura tuturor. Spune-mi că nu ești curios. Tu și domnii aici, tu și domnii aici, tu și domnii aici. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune Milionarii de la miezul nopții. În această seară avem invitații în studioul Antenei 1 pe doamna Ana Capeti. Domnia sa a fost director la Bancorex, sucursala Lipscani. O să ne spună ce face astăzi, pentru că nu mai lucrează la Bancorex doamna Ana Capeti. Și domnul Cornel Nistorescu, directorul cotidianului Evenimentul Zilei. Aș vrea să încep această emisiune prin a întreba-o pe doamna Capeti cum a făcut de a ajuns o persoană atât de cunoscută, cum a devenit celebră. Da. Vă mulțumesc că mi-ați pus o întrebare care să-mi permită să intru ușurel în atmosfera deosebită cu care nu sunt obișnuită. Mă înțeles că aveți emoții. E pentru prima dată când participați la o emisiune în direct? Da, da. Și mărturisesc cinstit că nu mi-am dorit vreodată. Hai. Dar o să mă străduiesc să fac față. Ca să vedeți că nu o să mă pierd chiar cu totul, vă rog să-mi permiteți să vă corectez. Da. Nu mai lucrez la Bancorex doar deocamdată. Asta am și spus. Pentru că... Că nu lucrați, n-am spus că definitiv. Puteam să spun aflată încă în libertate. Da, sigur, puteam să spuneți orice. Pentru că ați fost la un moment dat sub arest, ați fost arestat. Da, am fost arestată foarte mult timp și nu cred că am să pot să uit vreodată. Cât ați fost arestată? Auziți, da, 49 de zile. Și nouă cum este... Pentru un ăsta care fură așa din buzunare, cred că nici nu are percepția acelei lumi. Sunteți un om totuși de altă factură. Cum s-a produs toată povestea asta? Cum a fost în detenție, în subsolul de la poliție? Cum s-a produs ancheta? Vă mărturisesc foarte sincer, păi nu mă interesează deloc ce faceți acum și nici ce o să faceți în perspectivă. E treaba dumneavoastră și lucrurile probabil se vor limpezi. Eu mor de curiozitate să știu ce știți dumneavoastră și ce vreți să spuneți din ce știți, pentru că sunt convins că știți mult mai multe lucruri decât ați spus vreodată și nu știu dacă o să le spuneți vreodată pe toate. Deci, cu ce să încep? Cum am ajuns acolo? Care a fost impactul sau ce anume voi putea să spun pentru acum sau vreodată? Pentru că dumneavoastră aveți emoții, vă las să începeți cu ce doriți. Da. Deci... Cheia, tot, pot să ajut și eu pe doamna ca să-i fac un rău? Puteți să răspundeți chiar dumneavoastră. Nu pot să răspund, că nu știu. Dar cred că cheia poveștii, o poveste senzațională care se împarte între glorie, putere, mulți bani, Cipru și subsolul de la poliție, este, cred că, relația cu fostul președinte Temeșan. Cum a început conflictul noastră cu el? De aici începe toată povestea, doamne. Da. Trebuie să mărturisesc și insist că eu sunt și am fost o persoană foarte incomodă întotdeauna, cu o gură slobodă și poate, să zicem, ruptă de realitate, în sensul că mi-am permis să cred că ceea ce pot argumenta, pot și spune. Ba pot să și susțin. Ba pot să și transform într-un deziderat, într-un obiectiv al unei lupte. Domnul Temeșan n-a avut, să zicem, bărbăția să lupte pe față. Deci în momentul în care între noi au apărut anumite conflicte, se pare că s-a hotărât să procedeze în alt mod. Și în toiul unei bătălii, pentru că dumneavoastră care ați fost acasă știți mai bine decât mine că
exista o bătălie foarte serioasă, presa, televiziunea se înfrupta copios din detaliile ei. Deci, în toiul unei bătălii am fost de două ori pusă în imposibilitatea de a mă apăra. Odată când am fost trimisă la Nicosia, așa scurt, și a doua oară când am fost reținută în alestul IGP-ului, unde mărturisesc cinstit, foarte multe zile nu mi-a venit să cred că trăiesc o realitate. M-am gândit tot timpul că e o confuzie, că, deși citisem plângerea penală formulată de Bancorex și elementele, detaliile se potriveau. Sigur, nu este ceva plăcut, dar aș vrea să știți exact că pentru o persoană care știe că n-a făcut nimic și că are posibilitatea să se apere, este un șoc care poate fi măcar parțial contracarat. Dar tot nu ați explicat de unde vine conflictul, că presupun că nu v-ați certat pentru pusul florilor în bancă, unde se pun, în stânga sau în dreapta. Conflictul vine pe credite și pe bani și pe cineva și-a băgat coada. Politica, interesele, preferințele uneia sau altea. Spun că n-a fost o chestiune de principiu și de flori, ci de credite și bani. Din punct de vedere al politicii, sunt un cetățean fără cele mai elementare noțiuni, deci aș evita să mă pronunț în ceea ce privește politica. Ce partid a câștigat alegerile, iertați-mă? Convenția Democratică. Da. Pot să spun însă că am deranjat în exercitarea anumitor sfere de interese. N-aș putea să spun câtă legătură era între acestea și politica. Care sunt sferele de interes? Deci, am deranjat persoanele pe care le susținea domnul Temeșan. Care? Atunci n-am știut. N-am știut nici măcar atunci când am ieșit din arestul IGP-ului. În perioada de timp scursă am înțeles însă din insistența cu care se neagă niște lucruri absolut reale, absolut evidente, care? Cunoscute de suficient de multe persoane. Vedeți, când vine cineva și îți spune, nu, domne, nu e adevărat, nu s-a întâmplat așa, și face această afirmație la un anume nivel, într-un anume cadru, pentru un anume tronson de auditoriu. Tu care știi exact că afirmația nu este reală, nu ai altceva de făcut decât să te întrebi ce motiv are. Și abia atunci înțelegi că, de fapt, în spate, la una, două, nouă situații care s-au confruntat cu asemenea paradoxuri, deci abia atunci înțelegi că în spatele acestor situații a existat un motiv anume. Când acolo în arestul IGP-ului am citit cu ochii mei o declarație, de fapt nu era declarație, era o scrisoare oficială, președintele băncii sub semnătura președintelui băncii, întărită de ștampila Bancorexului, dezinforma organul de cercetare, dezinforma chiar și parchetul, spunând că în bancă nu a existat vreodată vreun anume tratament așa mai special, mai cu abatere de la normele ordinare de lucru, nu pot să te întreb decât ce motive are să o facă. Ce motive are să nege o evidență care a avut loc pe o perioadă atât de lungă de timp și care s-a răsfrânt asupra unui număr considerabil de clienți. A existat o listă de personalități care au tratat de preferențial. Da, sigur, VIP-uri din astea. Dar eu nu cred că mai există un secret acest lucru. Doamna Capeti, vreau să vă spun că în orice poveste, oricare ar fi ea, există și un făt frumos.
Există și o Ileana Cosânzeană și un Zmeu Zmeilor. Adică în poveștile de acolo se dau nume sau măcar poreclă. Dumneavoastră n-a spus niciun nume până acum. Da. Adică dacă vorbiți și spuneți situația la bancă era așa, s-au dat anumite persoane, eu și domnul Istorescu întrebăm care, cine, cum, și dumneavoastră continuați povestea fără să intrați în amănuntele pe care le așteaptă toată lumea, n-am făcut nimic. Dacă vreți să intrați, dacă nu... Dar am spus nume. Am spus numele Temeșan. Domnul Temeșan este... Am înțeles că domnul Temeșan, dar cui, când, cine, ce, de ce, care? De ce, ce? Care, de ce? Cui deci, au fost acordate deci, creditele Temeșan, preferențiale, deci, doamna domnul Capeti? Temeșan a înființat în Bancorex așa? Nu numai un sistem de lucru aferent unei... Mă scuzați, am spus nicio că problemă. Suntem... Deci nu numai un sistem de lucru aferent unui segment de clienți, să zicem, mai de încredere. Ci... Mai cupile, mai degrabă. Mai de încredere. Ci chiar o formă organizatorică specială. Servicii speciale. Deci în bancă a existat un sistem cutumiar. De alte lucruri cu semnificat. Tipuri, care există și eu nu înțeleg de ce le neagă. Pentru că avea tot dreptul în calitatea de persoană, de administrator, de persoană cu posibilități de a decide cum dorește să gestioneze fondurile băncii. Deci a nu se poate, doamnă, nici chiar așa, că nu suntem în codru. Fi banca o chestie publică, dar nu e nici... Problema este următoarea, doamnă. VIP-uri și că a organizat un sistem preferențial. S-au dat credite pe VRSI, asta e problema fundamentală care ne liniștește și care e pe buzele mult sau nu s-au dat. Că domnul nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin veresie, dar eu vreau să vă fără spun... Fără acoperire și pe prietenie și pe ochi frumos și pe influență politică. Deci, nici măcar așa, nici la acest jalon al dumneavoastră nu mă pot raporta. Pot să spun însă că s-au dat credite într-un procedeu de lucru care s-a abătut de la procedura de lucru normală. Enorm. Domnul Tucă, trebuie să facem din nou o precizare. Eu mă simt obligat să o fac pentru că n-aș vrea ca lumea să creadă că avem ceva cu băncile sau că avem ceva împotriva creditelor. Pentru că o economie civilizată și normală și eficientă nu poate să funcționeze fără credite. Nu vine nimeni să acuze nici ideea de credit, nici ideea de bancă, nici în România și nici într-o parte a lumii. Și disfuncționalitatea și incorectitudinea și aberația în acest mecanism. Asta este subiectul care ne râcăie pe noi gazetare și nici de cum starea băncilor din România, cărora să le dea Dumnezeu sănătate, dar nu cred că preocupă atât de tare prinsa când ele funcționează normal. Doamna Capeti, spuneți-mi, vă rog, în ce an și în ce moment a izbucnit scandalul Bancorex? Deci, în 1995, în luna august, s-a întâmplat o ciudățenie. Dintr-o dată, persoane care, și ca să mă aliniez recomandărilor, domnul președinte Temeșan și domnul prim-vicepreședinte Ghiba, deci persoane care operaseră cu operațiunile acestea categorie VIP, nu le mai recunoșteau. Deci, am fost atenționată să opresc operațiile firmei Sanca. Era un morman de ordine de plată. Nu înțelegeam de ce trebuie să opresc, pentru că eu știu ce înseamnă să oprești investiția cuiva, chiar dacă investiția respectivă supără pe cineva sau chiar dacă au apărut elemente de îngrijorare în evoluția unei investiții, totuși a opri o investiție are o consecință atât de serioasă încât nu poți să faci așa dintr-o dată, s-a deci, supărat cineva și a spus de astăzi nu mai semnați.
Deci Temeșan și Ghiba v-au spus că trebuie să opriți investițiile în ceea ce privește firma Sanca, da? Deci, în sfârșitul lunii august, mi s-a atras atenția să nu mai semnez ordinele de plată pentru firma Sanca. Erau nutrețuri, erau medicamente, erau plată constructorii. Paleta serviciilor care se plătea era suficient de largă. Și am rugat să se dea o dispoziție legală, în scris, ca cineva să răspundă pentru consecințele nefavorabile care. Mi s-a replicat cu un detaliu care efectiv nu corespundea absolut realității. Întâi s-a replicat cu faptul că ar fi creditele negarantate, ceea ce nu era adevărat. Apoi cu faptul că prin firmele respective, firmele holdingului Sanca, s-ar fi adus bani murdari din afară. Mărturisesc cinstit că m-am mirat, pentru că sunt două aspecte. Firma Sanca și celelalte firme din holding aveau două categorii de facilități: credite interne pe lei care erau de la Bancorex și facilități în care banca era expusă prin garanții bancare pentru bani atrași din afară. Deci nu știam în ce măsură s-ar fi putut aplica cele două acuzații. Am așteptat liniștită să se facă investigațiile în ceea ce privea garanțiile materiale care stăteau în garantarea creditelor, fără ca să-mi dau seama că de fapt avea loc ușurel în fiecare zi, câte un pic, câte un pic, montarea unei anumite strategii în care se dorea ca această tranzacție să fie plasată în responsabilitatea sucursalei. Mie mi se pare că trebuie să fie clar un lucru. Într-o bancă, în 1995, nu exista posibilitatea unor plăți de o asemenea învergură, întinse pe o asemenea perioadă de timp, luni de zile, înregistrate contabil într-un asemenea mod, pe roșu, în cont, deci pe descoperit de cont, nu dosite pe undeva anume într-un buzunar, despre care o conducere rezonabilă să poată spune că nu a cunoscut ce s-a întâmplat acolo. Nu stau să găsesc alte argumente, să ne folosim puțin de ce se întâmplă acum la Bancorex. Deci, într-o perioadă de o lună de zile, cineva a încercat să facă nu știu ce operațiuni mai puțin clare cu o sumă de 100.000 de dolari. Da. Și imediat a fost descoperită. Deși, vă rog să rețineți, pe sistemul de lucru al casierilor pe valută există posibilitatea să-și păstreze un sold zilnic, de pe zi pe alta, și într-un fel, dacă nu se inventariază aceste disponibilități care rămân în sold, s-ar mai putea sta mai mult decât trebuie la, să zicem, la cheremul onestității casierului. Dar totuși, e doar 100.000 de dolari. Da, doamnă Căpeti, pe ce dată ați fost trimisă la Nicosia, în Cipru? Pe 22 noiembrie 1995. Deci imediat după scandalul din august, în noiembrie 95 deci, ați fost... Deci, vă spuneam, a început scandalul în august. Pe ce dată ați fost arestată? Nu fac nicio diferență cum o simțeam acum 5 sau 10 sau 15 sau 20 de ani. Poate și datorită unui ritm în care m-am angajat, un ritm din acesta non-stop, cum se spune în economia de piață, și care nu-mi dă timp să obosesc. Sau poate că mă simt obosit exact când încerc să mă odihnesc. Viața decurge mai mult sau mai puțin normal.
trecem pe lângă ea sau trecem prin ea. Evident însă că după o experiență atât de îndelungată încep să deslușesc unele soluții sau să-mi dau seama că nu întotdeauna am găsit cele mai bune soluții. Nu mă gândesc neapărat la politică. În cei 80 de ani am făcut foarte puțină politică, am trecut prin multe, dar sigur că principalul avantaj pe care l-am în momentul de față este o mare experiență de viață pe care vă mărturisesc, nu o păstrez cu avariție, ci o împart celor din jurul meu, așa cum eu nu prea am avut parte. Vă mulțumesc. Haideți să intrăm în problemele care ne frământă în fiecare zi, probleme care se regăsesc în primul rând în presa cotidiană. Am în față majoritatea cotidianelor din ziua de 4 aprilie 1997. Trebuie să vă mărturisesc că în această seară v-am văzut la mai multe jurnale televizate. Da, am avut o conferință de presă. Ați avut o conferință de... Probabil că de acolo au pornit imaginile. Da, și una dintre problemele abordate la această conferință de presă a fost această problemă a împărțirii băncilor în ghilimele. Toată lumea vorbește de asta și vreau să vă spun că această problemă este tratată pe larg în majoritatea cotidianelor. Dacă luăm ziarul Adevărul, care publică un interviu semnat Rodica Ciobanu cu domnul Petre Roman, care este unul dintre liderii coaliției, sigur, domnia sa declară: fiecare formațiune politică din coaliție își va propune oameni în conducerea băncilor de stat. Este declarația domnului Petre Roman. Tot aici găsim o altă declarație a domnului Radu Vasile, care precizează și repartizarea băncilor pe partide și vă rog să-mi dați voie să citesc și această mică știre. Marți 8 aprilie la ora 18 la sediul Senatului, președinții partidelor din coaliția majoritară se vor întâlni pentru a decide persoanele nominalizate. Ce anume s-a schimbat, domnule? Spuneți-mi. Capital de stat, ne-a declarat ieri vicepreședintele Senatului Radu Vasile. Nu sunt vizați politicieni, a spus el, ci oameni de bancă. În urmă cu 2 săptămâni, șefii partidelor coaliției majoritare au început negocierile referitoare la posturile de președinție ai băncilor. Radu Vasile a confirmat următoarea repartiție: BCR, Banca Agricolă și CEC, PNCCD, Bancorex și Bankpost, PD, Exim Bank, PNL, BRD, UDMR. Vă văd că deja aveți o primă reacție. Sunt așa. Foarte, foarte plăcut, impresionat că primim asemenea cadouri. După declarație liderului citat, PNCCD nu intenționează să schimbe din funcție pe Ion Ghica, președintele BCR. Și dumneavoastră și domnul Ihori Alexandrescu, vă spun că ar fi bine să începem emisiunea în această seară cu acest subiect. Foarte fierbinte, după cum se vede, el se găsește pe pagina întâi a tuturor ziarelor. Se împar băncile, ziua, fruntașii PNCCD au discutat miercuri seara la Znagov legea privatizării băncilor și așa mai departe. Da. Deci eu aș spune să ascultăm un tip pe domnul Hori Alexandrescu, care este fără îndoială mai bine informat decât sunt eu. Deci, domnul președinte, eu vă mulțumesc și mă puneți în situația foarte delicată de a trebui să vă citesc din Cronica Română de mâine. Păi de aceea, tocmai, deci de aici este problema, pentru că noi astăzi, adică noi în ziarul de mâine, publicăm conferința de presă a dumneavoastră sub titlul PNL se declară împotriva politizării băncilor. Deci nu pot decât să salut poziția dumneavoastră pe care ați exprimat-o astăzi în cadrul conferinței de presă, dar nici nu pot să nu-mi exprim nedumerirea față de această perspectivă care, iată, e înțeleasă de toată lumea din același unghi, ca algoritmul la care s-a convenit inițial, algoritmul politic, să-i spunem, pe de o parte a avut o extindere în județe și aici, chiar vă rog să-mi spuneți, adică s-a ajuns la faza, nu știu, la direcția sanitară să fie unul politic, de exemplu, ca să iau o... Dacă mi-ați dat chiar exemplul ăsta, aș putea să vă spun că e adevărat că la Prahova direcția sanitară
revenea sub grija Partidului Național Liberal. Eu n-am spus Prahova, deci... Nu, dar eu cunosc foarte bine. Și ne-am uitat, avem suficienți medici și membri ai partidului nostru și n-am găsit pe niciunul dintre ei potrivit unei asemenea funcții. Adică și penelist. Penelist, membru al Partidului Național. Și în momentul de față este directorul Direcției Sanitare, un medic de mare capacitate, care nu este și probabil nici nu va fi membru al Partidul Național Liberal. Așa gândim noi că trebuie să făcute schimbări. Am înțeles, pe criterii de capacitate. Așa, așa este perfect. Dar cum vedeți această împărțire a băncilor? Și apare și cecul acolo. Deci, în momentul ăsta, cei care se află încă la conducere, credeți că aparțineau de niște formațiuni politice? Erau toți ai PDSR-ului? Fusese răpuși toți de PDSR cu scop politic sau cu scop de implicare politică a băncilor și a... Dacă mi-ați dat voie, aș face o considerație de ordin general. Știm foarte bine că în ultimii 4 ani, până în noiembrie, o serie de oameni foarte capabili au fost așezați în fruntea unor instituții, unor întreprinderi, unor unități economice, membri ai PDSR-ului. Cu privire la această categorie, eu n-aș avea de făcut observații speciale. S-a mai întâmplat însă un lucru și pe acesta de asemenea îl cunosc foarte bine, că erau niște profesioniști capabili în fruntea unor unități care au fost siliți să devină membri ai PDSR-ului pentru a rămâne în funcție. Despre această categorie ar spune că de data aceasta trebuie să fie dați deoparte pentru caracterul politic pe care îl aveau în fruntea